Vă reamintim că pe data de 24 aprilie 2017 un tir scăpat de sub control făcea prăpăt pe DN65 în zona pădurea Sarului din județul Olt. În timp ce tirul urca o rampă, o anvelopă a explodat, iar șoferul a pierdut controlul direcției. Autovehiculul scăpat de sub control a intrat pe contrasens, unde a lovit în partea stângă un autoturism condus din sens opus de Mihai Bobocică de 62 de ani. Mai departe, tirul a intrat frontal într-un autoturism Ford, condus tot din sens opus de Mirabela Ion de 31 de ani, după care atât Fordul cât și cabina tirului s-au oprit în șanțul de pe marginea șoselei. În urma impactului violent, Mihai Bobocic a fost rănit grav, iar ulterior a murit la spital. În al doilea autoturism lovit de tir se aflau soțul șoferiței, Petre Ion de 37 de ani și cei doi copii ai lor, Ingrid Anastasia și Luca Petru, de 4 și ani. Toți cei patru membri ai familiei au murit. În urma anchetei, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Balj au stabilit că șoferul tirului circula cu 88 de km la oră. După ce au fost examinate anvelopele tirului, s-a stabilit că cele din față erau uzate. Șoferul de tir a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă la începutul lunii aprilie, iar instanța l-a condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în detenție pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Totodată, familiile victimelor trebuie să primească 3 milioane de euro daune morale și materiale. Hotărârea judecătoriei Balș nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Craiova.